Cucu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Să fie bine, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, bine ați venit. Suntem într-o zi foarte frumoasă. Să ne bucurăm de brăduț, să ne bucurăm de ceea ce vor face astăzi vedetele. Mari provocări, o zi nebunească. Hai să vedem. Vezi, mai lume, cum-i viața, mi-ai o credă, lacrimi fața. Eu-ți gând să ce veselești, tu ești cerea și mă vorbești. Nicoleta Voicu, amintiri din copilărie. Stați cu noi și veți afla imediat prin ce greutăți a fost nevoită să treacă cântăreața de muzică populară când era mică, dar și cât de aproape i-au fost părinții adoptivi și fiul său în toți acești ani. Nu ratați declarațiile sincere ale vedetei în doar câteva minute la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Vezi, mai lume, cum-i viața, mi-ai o credă, lacrimi fața. Eu-ți gând să ce veselești, tu ești cerea și mă vorbești. Numai tu ai putea să-mi faci nopțile mai lungi, zilele mai dragi. E râvnit de multe domnișoare și veste bună, e încă burlac, așa că i-am pregătit o surpriză lui Doru Isăroiu să-l ajutăm să-și găsească mai repede perechea. Cine este pe plac cântărețului și cu cine va rămâne la final, aflați astăzi doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Nu ratați! Alungă-mă tu să nu facă furtuna, când dori se sting, nu mă iartă nici luni. Își mai aduce aminte de sărbătorile de demult. Crina Matei, povești pe care nu le-ai mai auzit până acum. Ce obișnuia cântăreața să facă în preajma sărbătorilor și nu a spus niciodată? Aflați imediat la Exclusiv VIP! Se uită la mine rău, iau tot său, iau tot său. Se uită la mine rău, iau tot său. Pentru a nu uita de copilărie, lansăm o provocare în direct. Crina Matei, într-o ipostază, așa cum nu ați mai văzut-o niciodată. Astăzi, la Exclusiv VIP, va trece printr-o probă de foc. Se va descurca celebra cântăreață? Rămâneți cu noi și veți afla! Doamnelor și domnilor, marile hituri, nu să vă rog să dați puțin mai tare, că este ceva, e ceva de neuitat. Prin urmare, Moș Crăciun, moșule ce tânăr ești, un hit, doamnelor și domnilor, pe care oricum vi s-a părut la vremea aceea când îl ascultați, acum zâmbiți, pentru că a fost într-un fel. A fost într-un fel și iată, fetele au trecut peste ani. Și hitul rămâne. Vreau să vă spun că de ieri și până astăzi, i-am spus băiat, Beethoven, bă, băiatule, da, a fost bine, doamnelor și domnilor. Trebuie să vă spun că după ce s-a întâmplat în ajunul Crăciunului și încoace, Morris are diverse obiceiuri destul de ciudate. De ieri și până astăzi s-a hotărât că vrea totuși în 2022 să intre cu păr.
De aceea a făcut un mic experiment. Experimentul n-a reușit. În loc să-i crească pe cap, i-a căzut exact spre barbă. Înțeleg tot? Că i-a crescut păr peste tot. Numai pe cap nu. Deja nu mai are nevoie de pantalon, că este îmblănit, gata. Dar altfel, cu siguranță și astăzi va fi puțin Bad Santa, ca să fie bine. Pe de altă parte, veselia asta e bună, astăzi o să râdem foarte mult, dar invitata mea a avut sărbători de Crăciun foarte grele în copilăria ei, Nicoleta Voic. Bine ai venit, Nicoleta, te rog să iei loc. Bine, te-am găsit. Sărbători frumoase, cu bine să avem. Acum să știți că Nicoleta o să meargă împreună cu Moris și o să încerce mai încolo să facă ceva la bucătărie. Nu-mi dau seama exact ce poate să facă. O să ne și iasă. Ca de obicei. Să nu vă iasă pere albi. Păi am eu, numai gata. Am observat, da. Nicoleta. Sigur că acum sunt zâmbete, cariera de artist impune să zâmbești, să fii bucuroasă la orice eveniment, să fie bine. Dar copilăria ta a fost una marcată de greutăți. De cumpene, să spun așa. Hai să vorbim despre sărbătorile copilării. Despre sărbători, da, pentru că viața mea și partea frumoasă a vieții mele a început într-un ajun de Crăciun, deci primii pași spre o viață normală, dintr-un orfelinat, i-am făcut la un an și 8 luni pe un peron de gară, pe peronul gării din Galați. Atunci am făcut primii pași alături de părinții adoptivi, însă am ascultat interviul unei tinere, nu cred că avea mai mult de 16 ani, și am învățat un lucru foarte important. Să mă gândesc și la mama biologică și chiar să-i mulțumesc pentru că m-a născut sănătoasă. Corect. Pentru că cele mai delicate momente în viața unui copil sunt în primele zile de naștere, în primele luni, în primii ani, ani pe care sau clipe pe care eu le-am trăit într-un orfelinat. Cât de îngrijită, cât de mâncată la timp, cât de schimbată la timp am fost, numai Dumnezeu știe, dar uite că m-am născut sănătoasă și am ajuns până la momentul acesta. Am parcurs eu, am trecut prin foarte multe de-a lungul timpului. Chiar m-am gândit, știi, venind spre tine, spre emisiunea ta, la atât de multele jigniri, la atât de multele lucruri urâte care m-au afectat, de ce să nu recunosc, spuse despre mine și la oamenii care le-au spus. Mă gândesc oare câți din cei care m-au jignit, dacă ar avea crucea mea, cred că mulți nici n-ar putea să o ridice de jos. E adevărat. Să pornești în viață și așa înseamnă, da, că vrând nevrând lucrurile astea te marchează. Fără sigur niciun fel că de discuție. Da, și rămân amprente în suflet. Adică să știi că numele tău ți l-a pus asistentele din orfelina, ți-a fost dat de asistentele. Adică nimic n-a avut un curs normal și să trăiești cu cicatricele acestea în suflet și să mai vină și alte lucruri care n-au nicio legătură cu felul tău de a fi, a fost destul de zguduitor. Deci, asistentele ți-au dat numele, dar da. Că tot ai pomenit de aia, totuși, mama naturală, de ce nu a participat la proiect? Din ce mi-a spus mama adoptivă, s-a aruncat pe geam, deci a părăsit maternitatea pe geam. Deci m-a născut și a sărit pe geam. A fugit, nu a s-a fugit. Aruncat pe geam, că poate s-a aruncat pe geam către altă nu lume. Nu știu ce etaj, că dacă și ar fi fost niciodată. Etaj, nici nu știu nimic despre părinții biologici. Dar biologic. Ea știe că tu ești copilul ei? Nu cred, nu știu. În ce dată ești născută? 1 februarie 1972. Nu-i frumos să întrebi o femeie când e născută? Cât de curând, peste o lună, 50 de ani, exact. Rotunjim. Deci, doamnelor și nicio... domnilor, dragi... Nu se vede și nu arată. Absolut. Deci, da. Poate mai sunteți în viață și gândiți-vă că pe 1 februarie 1972, dacă ați fost undeva, într-o maternitate și ați fugit. Până la urmă, Dumnezeu acordă fiecăruia o șansă. Și poate sfârșitul de viață al dumneavoastră, dacă, repet, dacă mai trăiți, poate să fie binecuvântat, pentru că acel păcat
poate să fie măcar într-o anumită parte acoperit. Eu sunt curios dacă o doamnă care ne urmărește și care pe 1 februarie 1972 a adus pe lume un copil, dacă ne urmărește, dacă se gândește. Și s-ar putea să treacă de frici și cumva acel dram de liniște cu propria persoană va fi foarte important. Sărbătorile, înțeleg că n-ai făcut parte dintr-o familie înstărită, nu? Ba da. Cum au fost? Însă era simplitatea lucrurilor de atunci. Așa. Și era amprenta obiceiurilor. Bine, de atunci. Bine, stai o secundă. Voi erați o familie înstărită, comparativ cu familia lui Serghei Mizil, de exemplu, care recunoaște că a trăit bine. Într-adevăr, nu era nimeni o familie înstărită, da? Nu, dar Serghei este asumat, nu e niciun fel de problemă. Mă raportez la lumea satului din care... Era o familie bine situată în lumea satului. Perfect. Nu mi-a lipsit de ce să... Și cum era? Ca și copil. Aveam un brad din plastic. Așa, nu cred că avea o jumătate de metru. Eram podobit și primăvara și vara și iarna. Doar că se așeza praful și când îl aduceam în perioada sărbătorilor în camera, unde că el era sărac într-o cameră acolo de bine. Așa, cu globurile în el, cu beteala, așa, le ștergeam de praf și intram în atmosfera sărbătorilor cu acel brăduț micuț, cu acea betală de pe vremea noastră. Lucrurile erau simple, însă era încărcătura aceea sufletească pe care ți-o dă familia, pe care era mirosul de cozonaci. Mama a fost o gospodină desăvârșită, acum are 84 de ani. Mulțumesc. Și chiar a fost la un pas să o pierd zilele acestea. Și ce s-a întâmplat? A făcut un puseu de tensiune și chiar am crezut că o pierd. E o minune că este încă în viață. Probabil dorința mea de a mai avea aici pe pământ. Chiar după am crezut că o pierd. După o scurtă pauză de publicitate, mai povestim puțin cu Nicoleta, după care trecem la treabă. Bucătăria, dacă este în studio, n-are cum să stea. Haideți, ne vedem după câteva minute. E răvnit de multe domnișoare și veste bună, e încă burlac, așa că i-am pregătit o surpriză lui Doru Isăroiu să-l ajutăm să-și găsească mai repede perechea. Cine este pe plac cântărețului și cu cine va rămâne la final, aflați astăzi doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Nu ratați! Alungă-mă tu să nu facă furtuna când dorii se sting, nu mă iartă nici... Își mai aduce aminte de sărbătorile de mult. Crina Matei, povești pe care nu le-ai mai auzit până acum. Ce obișnuia cântăreața să facă în preajma sărbătorilor și nu a spus niciodată? Aflați imediat la Exclusiv VIP! Pentru a nu uita de copilărie, lansăm o provocare în direct. Crina Matei, într-o ipostază așa cum nu ați mai văzut-o niciodată. Astăzi, la Exclusiv VIP, va trece printr-o probă de foc. Se va descurca celebra cântăreață? Rămâneți cu noi și veți afla! Da, dragi prieteni, suntem împreună cu Nicoleta Voicu. Bun, e bine, ne-ai dat vestea legată de mama ta. Mergem mai departe. Nu era Moș Crăciun, era Moș Gerilă pe vremea aia. Moș Gerilă, da. Ții minte vreun cadou de când era mică? Da, și m-am și speriat de Moș Gerilă, care a venit să-mi aducă un ghiozdanel roșu cu un fluture pe el. Așa. Atât de frumos ghiozdanelul. Da. Dar a avut neinspirata idee să se așeze cu spatele. Aveam un geam așa pe jumătatea de sus a ușii și cu un blănoi din ăla de...
nu știu, ca la țară, din blană de oaie, ceva așa lățos și urâș cu o cujmă din aia pe... și s-a așezat cu spatele și cu sunetul ăla de ho, 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 Moș Crăciun, deci gata să mor de frică, adică nu mi-a mai trebuit cadou, nu? Și am rămas așa vreo câțiva ani de zile până n-am mai crescut și la serbări când mergeam la școală și îl vedeam pe Moș Crăciun, aș fi fugit pe partea cealaltă, aș fi sărit geamul să nu mai... pe moșerilă. E adevărat, domnilor și domnilor, pe de altă parte, sigur, da. ne uităm la Mori și el cred că are toate șansele cu barba asta să sperie copiii. Da, e bine că e meditativ așa să gândește. Deci, sperii niște copii în sezonul ăsta sau ai terminat? Vedem. Mai e până pe 31. Cine știe cine pică, da? Ce îmi pare rău acum în lumea satului că s-a pierdut și cred că și folclorul. Puțin câte puțin așa, nu știu dacă ne vom mai întoarce la lucrurile frumoase pe care noi le-am trăit, generația mea în copilărie. Aici sunt părinții mei, uite așa de-a dreapta și de-a stânga și eu ca un... O responsabilitate pentru o viață, să știi. De multe ori m-am considerat așa pentru acești doi oameni, că având la rândul meu copil, aici este bunica din partea tatălui, atât de frumos am crescut. Mereu mă întreba ce orar am, ce am în orarul de mâine la școală și tot timpul aveam muzica, o zăpăcisem ca să scap să nu mă asculte la... Aha. Că avea... Am înțeles. Era... Bun asta. Înțeleg că e muzică și până la urmă orarul de muzică a rămas și astăzi, da. Tot. Aici prima mea fotografie la 1-8 luni, mă uit așa la mâna aia de om, prin câte am putut să trec de-a lungul timpului și divorț și, mie... și... Așa este. Atât de greșitele alegeri pe care le-am mai făcut și au pus amprenta, acum am și eu niște vânătăi care tot apar și sunt riscante pentru că un cheac de sânge oricând poate să ajungă la creier, la inimă sau la plămâni și să-mi fie fatal. Deci ai niște cheaguri? Da, am vânătăi, se fac niște vânătăi pe tot, pe picioare, mă special și pe mâini. Dar, și ai fost la doctor poate... să vezi ce e? Perioada aceasta n-am avut curaj să ajung la niciun spital. E adevărat. Și le tratez eu așa cu un tratament naturist. Numai asta citesc de vreo 2 ani de zile. Deci eu trăiesc cu sabia deasupra capului, cu... M-am împrietenit cu moartea. Pentru că dacă n-aș fi făcut acest lucru la nivel psihologic, n-aș fi putut. Deci practic e ca, cum să spun, ca viața unui om care are cancer și știe că doar o celulă, dacă a scăpat acolo, e la fel de riscant, știi? Viața lui e... Dar vedem. În fine, să trecem. Nu fie asta atât există de negru. Dumnezeu. Explică-mi și mie cum te tundeau. Atâta mai vreau să știu de la tine, după care să cântăm. Cum te tundeau? Folosea. Era, aveam o frizeriță, o doamnă în sat, și acolo se tundea... Că freza asta pe vremea cu bine se numea castron. Cu castronul, mă mai tundeam și singură, să știi, cred că pe aici era vreo... Cred că eram prea mică să-mi facă, da? Pe la... Ia uite ce bretonel, cred că eram toți la serus, la școală, da, asta zic. Castronul era același. Toc, frumos. Da, foarte frumos. Da. Nicoleta, ce piesă o să ascultăm azi? Este un colind, așa, pentru cei care sunt în străinătate, duc dorul vremurilor de aici și a părinților și a copii. E foarte frumoasă poveste. Te invit să mergi către locul de cântare, microfon. Da. Până la urmă, Moris, am înțeles că o să te muți și tu în bucătărie. Recunosc că am fost extrem de impresionat de omleta pe care ați făcut. N-am mai văzut așa ceva. Pizza, a fost o pizza omletă. Omletă? Deci, domne, nu s-a mai văzut pe pământul ăsta omletă cu cârnați. Cristi, deci... păi da, s-a săturat lumea de cozonac, de sarmale, de frip. A făcut ceva așa, altceva. Azi ce faceți? Lichiorul ăla de ouă, l-am promis eu că îl fac și azi îl fac 100%. Lichior de ouă! Începe să fie bine. Doamnelor și domnilor, cântă Nicoleta Voicu. Eu mă întorc la mine în țară.
alții mă așteaptă cu drag. Doamne, ce bine ar fi de așa ajunge în zor de zi. Mâna mamei s-o sărut, greul vieții să îl uit. Frământată noapte, merele pe plită coapte, of, și taica de-ar trăi, mai mult nici nu mi-aș dori. Glas de clopot răgușit și satul îmbătrânit, zăpada strânsă întindă, copii cântând colindă. Amintirea lor mă doare, drumul tot mai lung îmi pare. Mai sunt și alții ca mine, care vin din țări străine. Doamne, de-aș fi avut minte, de-aș fi inima ce simte, m-aș fi Da, doamnelor și domnilor, Nicoleta plus Morris egal bucătărie. Mergem acum mai departe. I-a căzut și barba între timp, a fost la frizer. I-a tăiat, la bărbierii cu o coasă frumos și a ieșit foarte bine. Acum mergem către următoarea noastră invitată, Silvia Dumitrescu. Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Ce faci? Aici e locul meu, nu? Acolo e locul tău. Ce faci, Silvia? Ce să fac? Sunt obosită după aceste sărbători, dar înfloresc pe zi ce trece. Sunt mai optimistă pentru că, uite, e foarte important să faci sărbătorile cu familia. Și cred că această pandemie ne-a învățat care sunt lucrurile prioritare pentru noi în viață. Cel puțin eu mi-am dat seama de lucrurile acestea, că cel mai frumos loc de pe pământ este la tine acasă și cel mai frumos Crăciun este cu familia. Povestește puțin de sărbătorile voastre, vedem aici pe băiatul vostru, pe Florin. Uite, noi facem sărbătorile cu Dana Barză și Dan Kramerman. Așa, uite-o pe Dana Barză, mai da, și băiatul meu la mijloc. Ideea e că m-ați luat pe repede înainte și eu am salvat toate pozele de Crăciun de-a lungul anilor în computer și sunt cu miile. Așa că am dat și ce am găsit așa am la prima mână. Am înțeles. Tu întotdeauna cred că ai fost o apariție colorată inclusiv de Crăciun, pentru că, după cum știi, Silvia, a fost întotdeauna o apariție altfel. La un moment dat, cred că, țineți minte, era o perioadă între 98-99, când Silvia avea niște antene, vreo 5. Antenuțe erau, reprezentau cele 5 posturi de televiziune care erau la acel moment. În acest moment, acum, în acest moment ar trebui să ai freză precum are avea Ana Maria Prodan la câte televiziuni, să știi, adică să fii... Atunci pentru mine a fost mai simplu, fiecare codiță avea câte o culoare, dar am avut mai multe tunsori, mai multe culori. Câte culori ai avut? Prima dată am fost tunsă așa cu 3 dungi. Voi îl știți pe celebrul Costel care se ocupa celebrul de noi. Celebrul Coafor Costel, de partea... Costel Ilie. Da, Costel Ilie, de partea care ține de coafură și tunsori. Și eu îl rugam, te rog frumos, uite, fă-mi și mie așa, că am văzut undeva într-un videoclip. Și săracul, măi, e sigură că vrei? Da, da, vreau. El era foarte, cum să spun eu, mulțumit că are pe cine să încerce, că nimeni n-avea curajul pe vremea aia. Noroc cu tine! Și chiar îmi stătea bine, adică mă reprezentă
reprezenta în primul rând pe mine ca persoană artistică și eu consider întotdeauna că expresivitatea unui artist e foarte importantă. Felul în care ai în care dăruiești emoție, energie pozitivă și e pe primul plan. Bineînțeles, așa. Trebuie să ai și voce, trebuie să ai talent și așa mai departe. Degeaba ești expresivă dacă ești goală. Așa că mai... Da, dar expresivitatea vine de undeva din interior. E adevărat. Tu ai, ai avut și ai în continuare o voce cu totul și cu totul specială, o groază de piese celebre ale, ale Silviei. Pe de altă parte vreau să te întreb, de sărbători, cine era Moș Crăciun la voi în casă? E, vreau să spun că noi am avut un actor la un moment dat, când erau copiii noștri mici, mă refer la Dana cu Dan, când erau băieții lor mici, băiatul nostru, Țipi, care era și el mic, fata lui Artanu, care îi spuneam Bure, de care băiatul nostru era îndrăgostit, că pe vremea aia ne spuneam Cuscre. Așa. Dar n-a fost între să timp fie. Lucrurile s-au, da, n-a fost. S-au aranjat altfel, dar oricum era un actor și mi-aduc aminte la un moment dat că acel actor se ducea să se schimbe în studio la Dan și Dana și venea la masă și el era vocea... Da, era invitat de Dan și Dana să rămână cu noi și copiii erau și ei acolo cu cadourile, nu știu ce, și l-au auzit, Iulian l-a auzit vorbind pe Moș Crăciun, pe actorul respectiv, da. Știi? Mai și a venit să-mi spună la ureche, mama, tu știi ce seamănă la voce cu Moș Crăciun? Cum da. Să explici copilului treaba? Și chestii de genul, că nu ningea afară și cum a venit moșul, a venit, a zburat pe sus, chestii. Păi da, Sania, dacă mergea pe sus, funcționa. Da, da, funcționa. Și odată și-a uitat moșul toiagu. Și nu spun cum i-am ținut pe copii, că vreau să fugă după el în spate, unde se schimba să-i ducă toiagul și imediat i-am tras. Bine, erau lucruri atât de drăguțe că și noi credeam în ele la un moment dat. Apropo de cadouri, abia așteptam cadourile lui Moș Aici Crăciun. Cine este? Eu cu mama și cu Silvia tata. Silvia Dumitrescu, doamnelor eu și domnilor, eram, în da. Calitate de boboc. Aici era boboc mai, aici, mai aici plin. Eram, așa. Am cântat de Crăciun și a fost o seară absolut minunată. Ia, am uite, cântat colinde. Ce prințesă! Aici eram vedetă, dădeam telefon la producător. Foarte frumos. Foarte frumos, foarte frumoase fotografii, da. Pe care nu le-ați mai văzut cu Silvia într-o ipostază publică. Tatăl tău a fost cadru militar, văd. Da, da, da. A ajuns la un moment dat colonel la infanterie și ne-am iubit foarte mult. Adică mie îmi lipsește foarte mult. Îmi lipsesc amândoi părinții, din păcate. Au trecut 28 de ani de când au murit amândoi. Vai de mine! Da. Mama a murit la 59 de ani de cancer și am suferit enorm, enorm am suferit, mai ales că în perioada aia Iulian al nostru avea 10 luni. Și exact când aveam nevoie mai mare de ea, atunci s-a dus sărăcuța. Îl ținea pe Iulian aici, că nu se mai putea mișca. Îl ținea pe piept și dădeau lacrimile așa și îi spunea, mai că te faci bine, că o să fie bine. Și de fapt era un teatru. Mama se temea de mine să nu o văd eu că suferă și așa mai departe. Dar îmi aduc aminte cu mare drag de părinții mei și mai ales de perioada asta minunată a Crăciunului. Chiar dacă nu era voie să se țină Crăciunul, toți făceam cât un brad acasă. Eu mă așezam cu tata sub, după ce terminam de împodobi bradul, ne așezam sub brad și ne uitam la globuri așa de aproape și știi că ți ieșea nasul. Da, mare, da, 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 da. Și multă vreme, eu cu Dana și cu Dan și cu Artanu, noi am făcut un disc cu mulți ani în urmă de colinde. Și de fiecare dată când împodobesc bradul, pun acele colinde și mă așez sub braț și mă uit în globuri. Da. Te-am întrerupt eu la un moment dat când spuneai că, din păcate, acum crezi că... Deci e ceva cu ce se întâmplă cu lumea acum care face ca sărbătorile astea să nu mai fie cu atâta bucurie. Sau, te-am întrerupt când te gândeai la ceva... Nu...
Țin enorm de mult la aceste sărbători. Sunt dezamăgită când văd că nu putem să ne vizităm unii cu alții. Poate asta este într-adevăr o tristețe. Dar, Doamne ajută, anul trecut, de exemplu, am fost foarte tristă pentru că eu și cu Florin am avut COVID chiar de Crăciun. Și Dan cu Dana au venit la noi acasă, la ușă, au stat cu măștile, evident, și ne-au adus mâncare, că știau că noi nu putem să gătim, să, așa că nu ne simțeam bine deloc. Și, într-adevăr, a fost un Crăciun foarte trist. Mă rog, noi am făcut așa ceva. Voi între voi acolo, asta ca noi, da. Însă, cum să spun, cred că ăsta e singurul motiv pentru care în ziua de astăzi suntem puțin triști. Că nu se știe ce urmează, n-ai siguranța că poți să te vizitezi cu ai tăi, cu rudele și așa mai departe, să petreceți Crăciunul ca pe vremuri. Uite, ca acum am ajuns să spunem ca pe vremuri, știi? Iară e un semn de întrebare și e ceva care nu e în regulă cu omenirea, dar eu care sunt optimistă, după cum mă știi, da, eu tot sper că o să se termine la un moment dat treaba ceva, asta. Ceva s-o termina. Nu noi, dar altceva se va termina. Deocamdată înregistrăm colinde, facem piese, asta e ce ne-a mai rămas, bucuria de a face muzică în continuare și de a posta pe diverse pe internet, mă rog, pe YouTube, dar eu mă gândeam apropo de faptul că vreau să le urez telespectatorilor sărbători fericite și pentru că a trecut Crăciunul m-am gândit să vin cu o piesă veselă. Așa. Compusă de Bela Andrașii, care se numește Când și iubesc. Deci, asta este cumva rezumatul, concluzia la tot ce trăiesc eu în fiecare zi, pentru că Dumnezeu ne mai dă încă o zi de viață și încă o zi de viață și bucurii în continuare și vreau să mă bucur de tot ce am și mă consider onorocoasă pentru tot ceea ce am primit și mi-a dăruit Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult, Silvia Dumitrescu, doamnelor și domnilor, cu povești absolut extraordinare. O să te rog să mergi așa, uite, acolo pe lângă cameră. Da, categoric acolo o cântăm, să merg. Acolo e locul de cântare, o pupăm pe Silvia, îi urăm deja la mulți ani. Pe de altă parte, la bucătărie vreau să știu și eu ce faceți acolo, că nu înțeleg. Mergeți la două feluri. Două astăzi feluri, de ce? Două feluri. A nu se confunda hărnicia din platou cu cea de acasă. Vreun pretendent să nu creadă că o să stau la cratiță. Că tot o primul o să mă găsească. Da. Exact, deci ați umplut un ardei cu oarece și acum ce faceți cu ăla? Eu... Cu telul ăla doar te stropești sau ce faci, Moris? Nu, am făcut 2-10-2-10, de ce se aude? Să este mixerul. Doamnelor și domnilor, o să vedem luna, exact așa. Ce o să iasă, ce o să iasă. Până atunci o ascultăm pe Silvia Dumitrescu. Lumea zice că-s puțin zulie, viața o iubesc la nebunie. Am în sânge muzica să știe și în suflet multă bucurie. Cântă cu mine, cântă cu mine, să-ți fie bine, să-ți fie bine. Și flori ne poartă într-un tablou plin de culori. Lumea toată parcă schimbă fața și iubirea reînvie viața. Cântă cu mine, cântă cu mine, să-ți fie bine, să-ți fie bine. Dansează ca tine, dansează ca tine. Ține ritmul cu mine, ține ritmul cu mine. Că trăiesc,
doctors didn't turn them down. Că trăiesc. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Când și iubesc, vreau, vreau să simt că trăiesc. Gânduri, vise, dor și plutesc ușor. Păsări, oameni, flori cântă cu mine în cor. E râvnit de multe domnișoare și, veste bună, e încă burlac, așa că i-am pregătit o surpriză lui Doru Isăroiu să-l ajutăm să-și găsească mai repede perechea. Cine este pe plac cântărețului și cu cine va rămâne la final, aflați astăzi doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Nu ratați! Alungă-mă tu să nu facă furtuna când dorii se sting, nu mă iartă nici nu. E râvnit de multe domnișoare și, veste bună, e încă burlac, așa că i-am pregătit o surpriză lui Doru Isăroiu să-l ajutăm să-și găsească mai repede perechea. Cine este pe plac cântărețului și cu cine va rămâne la final, aflați astăzi doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Nu ratați! Alungă-mă tu să nu facă furtuna când dorii se sting, nu mă iartă nici nu. Da, am revenit. Ar fi bine să știm exact ce se va întâmpla anul viitor cu protagoniștii celor mai controversate subiecte ale acestui an. Până atunci însă aș vrea să știu și eu ce meșteresc, ce moșmondesc oamenii ăștia în bucătărie. Dragilor, fripturi, colegele de la folclor văd că sunt la sarmale, la fripturi, la cuptor. Uitați așa un aperitiv mai răcoros pentru ficatul nostru care așa. Nu trebuie obosit. Moarte ardei ficatul. Umplut cu smântână, cu brânză de vaci și uite așa să ne fie viața viață, să mai fie și rucola și verde cade prin folclor, foaie verde ca la folclor. Deci e foarte simplu, o brânză de vaci, o... Moris, pentru cine pregătește gheața? Ai vreun șpriț, ceva? Bineînțeles. Mă scoate el cu ceva de... Avem aici și cu beuturica amestecată. Am înțeles. Nu știu. De sărbătoare. Nu răspundem. Un strop. Cafea, da? Altele nu. Alături de noi se află Anișoara Păslaru din Italia, doamnelor și domnilor, una dintre specialistele emisiunii noastre. Bun găsit, Anișoara! Bine v-am găsit și eu vă spun la mulți ani și mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră. Anișoara, pentru că, după cum se știe, tu ai capacități extraordinare de clarviziune, ai calcule, ai diagnostice foarte fidele, după cum, de altfel, emisiunea noastră a consemnat de-a lungul acestui an, vreau să te întreb ce se va întâmpla în 2022 cu cei care au fost în pline scandaluri în 2021. Începem cu Ana Maria Prodan. Da.
Pentru Ana Maria Prodan, anul ce urmează, anul pe care suntem siguri că ea și-l dorește foarte diferit de ăsta, întrucât a fost un an extrem de dificil. Este și ăsta un an cu răsturnări de situații extreme. Unul dintre exemplele foarte edificatoare este faptul că își dorește foarte mult schimbarea domiciliului, mutarea într-o altă țară, lucru care nu se va întâmpla. Zbuciumul acestui an va merge și în celălalt până spre jumătate, când într-un final lucrurile se calmează și fiecare înțelege că nu se mai poate și că nu-și mai are rost nici bătălia asta care oricum e pierdută de mult. Pentru Ana Maria Prodan, acest an va veni cu probleme de sănătate și mă refer strict la tubul digestiv și hepatic și sistemul la ficat, lucru care o va ține mai, să zicem, departe de România, în ținuturi probabil America sau locuri mai calde. La un moment dat va intra într-o stare de liniște și evident nu vom mai ști multe lucruri despre dumneei. Dar asta nu înseamnă că nu va reveni în forță spre sfârșitul anului 2022, când va demonstra că merită să fie fericită și atunci ne va aduce la toți o surpriză și surpriza aceasta vine printr-un partener care la început într-o relație de prietenie ulterior se poate solda cu o altă căsătorie. Foarte tare! Foarte tare ce ne spune Anișoara. Prin urmare, de la agonie la extaz va trece Ana Maria Prodan. Mai departe, pe cine avem? Simona Halep. Avem, hai să vedem, până la Irina Stase, hai să vedem ce facem cu Simona Halep. Anul acesta s-a căsătorit, cariera s-a aflat mai degrabă într-un moment de umbră, pentru că iată a ieșit din primele 20. Ce se va întâmpla în 2022 pentru marea campioană? Pentru marea campioană, în ciuda faptului că a avut și-a dedicat mai mult timp vieții personale decât carierei, anul 2022 va aduce totuși la nivel internațional niște recunoașteri ca și titlu, să zicem, și implicarea ei socială în perioada imediat următoare în activități sociale, în situații cu, de exemplu, iz umanitar. Mai mult decât atât, Simona pregătește o surpriză tuturor, dar cred că și familiei sale, aducerea pe lume unui copil. Ăsta e unul din proiectele la care ține foarte mult pentru 2022. Deci, ca să așez lucrurile mai clar, dacă vine cu titluri, poate să vină la începutul anului. Că după aia, da, dacă rămâne însărcinată, e mai greu, că trebuie să se retragă din competițiile puternice. Este o fată extrem de calculată, aș putea să spun. Este totul foarte bine pus în pagină la ea, totul foarte bine gândit. Adică pentru fiecare etapă a anului, ea își va dedica timp atât carierei, dar repet, cariera ei a intrat într-un moment nu neapărat de stand-by, dar vor fi niște situații în care ea va participa și va avea din nou și poate pentru ultimele momente din cariera ei la nivel internațional unde va avea recunoașterea. Recunoașterea e probabil deja ajunsă, dar anul 2022 va aduce o recunoaștere pe care și-a dorit-o ea foarte mult. A, poate să fie un titlu pe care și l-a dorit foarte mult, oare? Un titlu foarte frumos. Ți-aș mai pune o întrebare, dacă poți să-mi dai acest răspuns. Vezi cariera ei și dincolo de 2023 sau încetul cu încetul Simona, care a reușit lucruri extraordinare și unice pentru România, va merge mai degrabă către viața de familie, sport și, dar mai puțin sport, competiții, ci mai ales business, unde stă foarte bine. Cel puțin 2022 absolut nu vrea să renunțe, pentru că încă mai are câteva concursuri internaționale unde va trebui să fie prezentă. Nu știu, nu vreau să vorbesc în termeni de specialitate, dar e unul foarte important pe care îl va câștiga și abia de o retragere progresivă vorbim din 2023, când într-adevăr se va dedica mai mult pe plan personal. Foarte frumos, Doamne ajută, Simona Halep poate să facă ce vrea de mâine, a deruit atât de mult României, ea are dreptul să facă absolut orice. Mergem mai departe. Ce mai face maestru Ilie Năstase după un an extrem de complicat? Și te las pe tine, după care spun câteva întrebări.
Ilie Năstase, domnul Ilie Năstase, într-un număr oricum destul de important de divorțuri, îl va marca și pe acesta. Va fi un an în care, în ciuda unor așa zise posibile reconcilieri, până la urmă va exista un alt divorț în viața acestui domn. Este un an foarte dificil psihologic și pentru că dumnealui are o problemă cu acceptările. Atunci când trebuie să accepți că ți se întâmplă, pentru unii din noi nu e atâta de ușor. Ori pentru el treaba asta îl, să zicem, îl dezechilibrează foarte, foarte mult. Deci Ilie Năstase, până când va accepta ce se întâmplă, mai durează. Anul 2022 este un an foarte greu și totuși merge mai departe. Cum ne-a învățat, cum ne-a obișnuit cu viața dânsului, va mai da pagina și de data asta. Uite, vreau să te întreb ceva la Ilie Năstase, poate poți să-mi spui. Ilie Năstase a avut la sfârșitul anului niște momente foarte tensionate din punct de vedere profesional. A fondat, are o fundație, Fundația Ilie Năstase, care administrează un teren important în centrul Bucureștiului, unde a avut o ceartă cu nașul lui de cununie, cu Ciprian Marica. A spus că a fost alungat de Ciprian Marica. Ciprian Marica a venit cu niște precizări că, de fapt, Ilie nu mai e președinte, dar tot a rămas acolo. Marica spune, domnule, au fost banii mei acolo. Vezi cumva, din punct de vedere profesional, s-au raportat la această relație, cum va evolua? Da, va merge disputa până în fața instanței sau avocaților. Da, ăsta nu e un lucru foarte plăcut pentru Ilie Năstase. Da. Pentru el, dar atunci când lucrurile nu mai se înțeleg așa la, ca între prieteni, este pasul pe care domnia sa tinde tot timpul să-l facă, să iasă din poveste, lăsând avocații să vorbească. Da, din câte știam acum ceva vreme, avocații domnului Țiriac se ocupă, deci avocații sunt cei mai buni, ca să zic așa. Deci, Ilie Năstase, în afară de faptul că atunci când semnezi ceva, asta e, ca să zic așa. Dar, în fine, ieșim din discuția asta. Poate că cel mai zgomot... Nu, totuși cu Ana. Unul dintre cele mai zgomotoase povești a fost cea a fiului Viorică și a lui Ioniță de la Clejani. E vorba despre Fulgi și vreau să te întreb cum vezi situația lui Fulgi în 2022. Pentru Fulgi 2022, primul lucru foarte important este reconcilierea. Reconcilierea cu el, cu oamenii din anturajul foarte apropiat. Va avea o perioadă de liniște până spre jumătatea anului, când din nou în publicul va fi pus la curent cu noi scandaluri și polemici, un an în care se dispută situații din anul ăsta în care Fulgi este tras la răspundere pentru afirmații sau, mă rog, injurii aduse unora și altora chiar în fața instanței. Numai că ușor și precis și sigur băiatul ăsta tinde să se liniștească. Deci dacă 2021 a fost un an în care a avut și momente de cumpănă, și când spun asta mă refer strict la sănătate și la momente în care chiar tindea să-și pună capăt zilelor, anul 2022 vine cu o oarece maturare a situației și cu o reconciliere cu tot ce s-a întâmplat. Numai că lucrurile, oalele sparte, l-ajung din urmă și până la urmă este un an nu la fel de greu și de disputat ca 2021, dar nici pe departe prea ușor. Pentru Viorica, pentru Ioniță, pentru familia lor și pentru Fulgi, chiar îmi doresc să fie un an cât mai liniștit, că n-a fost bine anul ăsta din multe puncte de vedere. Spre sfârșitul anului ați văzut, Fulgi a avut o perioadă de liniște, ceea ce este foarte bine și asta arată că părinții au reușit împreună cu el să ajungă la o armonie. Mai avem încă un caz, vorbim și puțin despre COVID-ul ăsta care ne-a chinuit foarte tare anul ăsta. După câteva minute de publicitate ne întoarcem la Anișoara Păslat. Cine își mai aduce aminte de sărbătorile de demult? Crina Matei, povești pe care nu le-ai mai auzit până acum. Ce obișnuia cântăreața să facă în preajma sărbătorilor și nu a spus niciodată? Aflați imediat la Exclusiv Viu! Te uită la mine, iau-te-o, iau-te-o.
Pentru a nu uita de copilărie, lansăm o provocare în direct. Crina Matei într-o ipostază așa cum nu ați mai văzut-o niciodată. Astăzi, la Exclusiv VIP, va trece printr-o probă de foc. Se va descurca celebra cântăreață? Rămâneți cu noi și veți afla! Doamnelor și domnilor, e bine să aflăm ce se va întâmpla anul viitor. O să mai avem o ediție specială legată de lucrul acesta. O să vedeți cine, ce și cum. Pe de altă parte, o rog pe Anișoara Păslaru să mai spună despre un caz care anul acesta vine din 2020 și se pare că se termină în 2022. Modalitatea în care gestionează până la final căsnicia, divorțul, partajul și ce-o fi între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Fiecare cu diversele lui situații de viață. Bădălău are, mă rog, a fost anul acesta cu o iubită, cu o femeie. E vorba de Bianca Drăgușanu. Despre ea nu se știe foarte mult. Ce vezi pentru anul viitor, Anișoara? Da, Claudia Pătrășcanu termină și se termină un proces foarte costisitor și extrem de fracasant pentru ea, unde condițiile ei au fost tot timpul, condițiile sau, mă rog, doleanțele puse sau ceea ce ea a expus în fața de justiției și a tribunalului a fost de fiecare dată atacat și s-au întors lucrurile de fiecare dată și nu pozitiv pentru ea. Anul ăsta, 2022, va încheia acest proces, de unde fata asta va ieși foarte, să zicem, destul de păgubită și destul de epuizată, atât fizic cât și economic până la urmă. Numai că totodată terminându-se acest episod foarte urât din viața ei, din punct de vedere profesional are o colaborare internațională, ceva foarte impresionant pentru cei din jurul ei, pentru că nimeni nu se mai gândește să o vadă din nou pusă pe picioare, pentru că se vede treaba că nu i-a fost tot mai ușor și nu este, care o va restabili. Dar asta ne duce spre sfârșitul anului în care ne pregătim să intrăm și terminarea lui începutul celuilalt. Bun, el se recăsătorește sau va avea relația despre care se vorbește? Nu. Gabi Bădălău nu are în viitor o căsătorie iminentă și schimbările astea de partener, pe care, deși în relația în care se trâmbițează atât de mult cu Are, nu se finalizează decât, adică se finalizează, nu vor avea o continuitate. Din aprilie lucrurile vor sta diferit în viața lui. Perfect. Îți mulțumesc foarte mult, Anișoara. Aș vrea să-mi dai acum, la final, cu fidelitatea cu care tu ne-ai obișnuit, o prognoză pentru anul viitor în privința sănătății și a COVID, dar și în privința a ceea ce crezi că se va întâmpla în România anului 2022. COVID este și rămâne în continuare o problemă la nivel mondial, cu precădere pentru România, pentru că a fost gestionată, a fost administrată situația asta în așa fel încât a dat prea mult voie polemicii și oamenilor să facă cam ce au vrut ei. Nu s-a atacat absolut liberul arbitru. Din cauza asta și România intră pe o listă foarte urâtă a cazurilor. Când lumea se pregătește să iasă din coronavirus, noi, România, mai rămâne și pentru anul 2022. Clar, lucrurile se duc într-o ușoară lejeritate, lumea nu se mai sperie, trăiește cu, conștientizează și până la urmă acționează, iar 2022 este sfârșitul acestui calvar. Deci cumva, într-un fel sau altul, în 2022 se termină povestea asta, sau magnitudinea acestui subiect numit COVID se reduce.
Nu neapărat că se reduce. Se termină într-o măsură în care oamenii vor avea niște reguli de urmat mult mai stricte și nu, posibilitatea să nu ai modalitatea de a fugi, de a te... Adică ești obligat, dacă vrei să trăiești în societatea asta, să respecti regulile astea, indiferent cât te-ai opune și indiferent cât te-ai... nu se va mai da posibilitatea atât de mult de a polemiza și de a alege. O ultimă întrebare, Anișoara. Pentru România o să fie mai bine sau mai rău? La fel. Aoleu. Am înțeles. Nu există nicio îmbunătățire, nu există nicio înrăutățire, există doar un... suntem la fel, atât economic și cât și la nivel de... ca nație ne referim, ne raportăm la o situație pe care oricum România o trăiește destul de dramatic în momentul de față datorită numărului foarte mare de morți. Este un triaj și nu natural la ce se întâmplă în sistemul sanitar, dar rămânem la fel. Clar, cu diferența că regulile și oamenii care sunt într-adevăr conștienți și s-au vaccinat au posibilitatea să-și vadă mai departe de viața lor. Mulțumesc foarte mult, Anișoara, să ai un an cât mai fructuos și plin de lumină și de informații foarte bune. A fost Anișoara Păslaru din Italia. O să vină și România pe canapea, aici nu vă faceți probleme. Mulțumim, Anișoara, toate bune, felicitări în bucătărie, doamnelor și domnilor. Ați terminat? Cum sunteți? Că nu-mi dau seama. Adică, o secundă. Așa. La atâta stare de bine. Secunună roaba lui Dumnezeu, Nicoleta. Cu robul lui Dumnezeu, nu știu cine. Știți cum arată omleta asta? Deci omletă cu smântână, dragele mele. Așa. Pentru gospodinele care rămân fără ulei în casă, dau o linguriță de smântână. Pot face o omletă delicioasă. Deci cantitatea să fie nu mai mult de o lingură de smântână, la 3, maxim 4 ouă. Se întinde așa pe toată suprafața vasului cu tigaie, da? Da. Așa o lăsăm să se încingă un pic tigaie, apoi adăugăm ouăle bătute bine, bine spumă, cu un pic de sare și nu ținut foarte mult ca să se usuce. Aha. Conținutul. Am înțeles. E absolut delicios, să știți. Da. Se cunună robul lui Dumnezeu Moris. Plecăm acasă, să știți. Roba lui Dumnezeu, cine știe eu, da? Mai luați vasele astea după aici, de ustensilele astea, de, că mi-a tot dat lichior. Ce-a fost acolo? Da, e vorba despre un lichior de ouă din care... Mamă, știți din cum? Care? Dei cu doi? Fără lichior. Nu se servește. Auzi, cum ar fi să fie la nu? Este butaforie. E la noi toate să numai pe grumă, nu? Da, doamnelor și domnilor. Vă rog frumos, da? Nicoleta, îți mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Așa, hai să-l vedem acum. Avem o probă foarte interesantă pentru invitatul meu. Ce băiat, doamnelor și domnilor, Doru Isăroiu. Bună ziua și bine v-am găsit, maestre. Cristi, salutare la toată lumea. Cum ți-a fost anul ăsta? Cum ești? Anul ăsta mai bun decât anul trecut. Pentru că 2020 l-am șters cu buretele, cum au făcut probabil mulți dintre privitorii tăi. 2021 mi-a adus două single-uri. Prima piesă, Red Parlament, un featuring cu Elena Ionescu, Numai tu, am lansat în primăvară. Și a doua melodie, 10 păcate, lansat acum în toamnă. Am făcut clipuri, ne-am mișcat, am cântat, am dansat. Deci e bine. A fost bun anul, da. Cât de cât. Doamnelor și domnilor, pentru toate, cum să vă spun, distinsele reprezentante ale sexului frumos, apariția lui Doru întotdeauna e una pe bază de refresh. Așa, adică cum îl vezi pe Doru, cum te îmbujorezi, începe să se miște sângele în instalație și atunci e foarte bine. Mă mențin. Ce ar fi foarte bine să știți ce îi place lui Doru. Așa că fii atent. Avem o probă, n-am inventat-o, noi am făcut-o americani. Am auzit că urmează, deci, o probă interesantă, ne jucăm. Două prezențe feminine, spui care îți place, una sau cealaltă. Fără, e chestie de gust. Dacă nu-ți place cealaltă, asta nu înseamnă că cealaltă nu corespunde. Și doar... Ai dreptate, știi că sunt un tip sincer și frumusețea se află în ochii privitorului. Așa, deci... după care o să încercăm să mergem mai departe cu jocul, o să vezi. Hai să vedem. Așa. Deci, ce avem aici? Oh my God. Amna și Ami. Andia.
Ah, nu, bun, e în regulă. Deci, ce avem aici? Sunt românci amândoi, eu trebuie să aleg pe una dintre ele. Care îți place dintre ele două? Asta din stânga cine? Amna. Amna, merge mai departe. De ce? Nu știu, mi se pare mai frumoasă, are ochii ăștia albaștri. A, ochii albaștri. Merge mai departe, hai să vedem. Deci Amna rămâne, următoarea încercare. Ia să vedem pe cine avem. Hai cu calculatorul. Hai cu fetele. Între Amna și Andreea. Hai să zic, Andreea Raicu este rac ca și mine, suntem aceeași zodie. Și am o simpatie pentru ea, ne și cunoaștem, o aleg pe Andreea Raicu. Andreea Raicu, doamnelor și domnilor, diva trec anii, nu mulți, dar pentru rămâne. Că Andreea e tânără, dar diva rămâne. Diva rămâne, da. Bun, Corina și Andreea. Oh my God. Nu o dau pe Andreea pentru Corina. Nu o dai pe Andreea pentru rămâne Corina. Rămâne Andreea. Deci rămâne, acum am înțeles, fiți că și culoarea ochilor Andreei corespunde. Aia e treaba. Daniela Crudu și... O să râs cu Daniela Crudu, am fost într-un super show televizat, unul dintre primele reality show-uri din România. Nu zic postul că nu contează, Vaporul Iubirii s-a numit și am fost 2 săptămâni pe vapor cu Daniela Crudu. Ne cunoaștem, dar nu avem vreo... Deci tot Andreea. Tot Andreea. Doamnelor și domnilor, e greu de bătut. Greu de bătut. Da, greu de bătut. Diana Sar. Nu-mi place din prima, nu o cunosc, dar rămâne Andreea. Adică asta mică e frumușică? E frumușică, de mai frumoasă, Andreea. Doamnelor și domnilor, ce ne facem, ce ne facem? E greu. Gusturile sunt foarte bine definite, nu stăm mult de vorbă, nu stăm să ne gândim. Ai văzut că așa-mi place. Până la urmă sunt un tip conservator, când am ales ceva. Și consecvent. Și consecvent. Asta e, că poți să fii conservator, oarecum conservator. Așa că Andreea e, da. E o persoană foarte activă, o femeie puternică. Este. Părinții noștri vreau mai degrabă când nevasta să stea acasă. Andreea nu-i gen. Nu? Hai să vedem. Acum să te văd. Colega. Fii atent că e poza de la videoclipul din clipul vostru, Parlament, da. Din clipul nostru, da. Știi că acum s-ar supăra Elena dacă n-aș alege pe ea. Doar pentru că mi-e dragă și am făcut o piesă cu ea și are o voce senzațională, trebuie să schimb filmul și o aleg pe Elena Ionescu. Deci este o alegere de conjunctură și subiectivă. Exact. Ar fi mers pe mâna Andrei, dar să supără colega. Ce așa este, recunosc. Uneori se iau niște decizii în viață pe care greu să le explici așa în cuvinte. Îmi asum. Rămâne Elena. Hai să vedem mai departe. Să vedem cine o bate pe Elena. Oh my God. Ema Uta. Bănuiesc că nu e din România după fața asta. Bă, da, influencer asta. În zona de beauty. Dar nu e româncă, de unde? Este foarte româncă. E româncă? De aici și-a. Incredibil, nu are față de româncă. Asta, da. O mai las pe Elena că o cunosc. Mai rămânem puțin cu Elena. Nu trebuie să supere Elena, cu scoate din prima. Ce vorbești, bă, băiatule? Domnule, îmi place că ești un om diplomat. Da, mergem mai departe. Floricica dansatoarea, domnul Iohannes! Nu, e clar că rămân pe Elena, n-am ce să zic. Cum, uite, Floricica dansatoare. Spune acum, dacă nu o alegi, și ea află. Se supără Floricica. Nu te spală Dunărea. Nu te spală Rinul, Oceanul Atlantic. Dar las-o pe Elena. Nu, că nu te-ar înțelege nimeni, să știi, dacă ai alege-o pe Floricica. Pentru că... Că n-am de ce. Nu, că nu par genul ei. Nu. Eu cred genul. Cred că nici ea nu-și dorește, nu un băiat ca tine. Nu ne-am înțelege. Cred că își dorește ceva mai cu burtă de boss, așa. Da. Și mai în vârstă, că matala ești așa cam tânăr. Cam prea tinerel pentru ea. Ești cam armăsar, așa, e complicat cu tine. Așa. Hai, este. Rămâne Elena, Floricica dansatoarea, măicuță. Hai, să ne mai aveți ceva, că să știu. Lidia Buble. Oh my God. Acum să te văd. O blondă. Poți să te, munți, adică Elena, ți-ai făcut datoria față de... Aș putea, nu? E momentul în care putem să facem trecerea. I-ai arătat Elenei destul. Este cântăreața, nu? Ia, da. Lidia Buble. Ia însăși. Hai să mergem la blondă, că din când în când așa e frumoasă viața, să mai schimbăm filmul. A început pe blondă așa. Acum s-a dat drumul la fiare, Mădălina Ghenea. Da. Deci, mai spart cu Mădălina. Cum să vă spun, la Mădălina Ghenea nu se mai comentează cu acute, cred cu jos. Nimeni nu se poate să spune comenteze. Cu o voce simplă, Mădălina Ghenea, da. A nu? Fost iubita unui celebru actor, nu? Da. Da, da. Am văzut un film de curând cu el, Frăția Hoților. Gerald Butler, cu care bun. A fost și în România, a fost la Valea cu Pești. A mai avut și alte relații foarte interesante, tot așa cu actori cunoscuți de acolo, cu un fotbalist. În cercurile în care se învârte și ea. Da, adică... cum arată e complicat. Michael Fassbender, de exemplu, a fost de asemenea unul dintre bărbații care a fost alături de ea. Și plus, are un copil cu Matei Stratan. Bun. Și acum a jucat anul acesta în filmul House of Gucci. Deci, ia uzi. Da.
acum. Am văzut reclamă, bravo, da, am văzut reclamă. Okay. Deci rămâne Mădălina Ghenea. Rămâne Mădălina Ghenea. Viața Lidiei Buble, jocul nostru fusese scurtă de asta dată. Asta puțin Lidia Buble. Cine-i mă fata asta, mă? Mira. Vai, dar e altfel poza. Mira, Mira este o cântăreață foarte talentată, dar nu o dau pe Mădălina pentru Mira. Doamnelor, rămâne. Mira are farme cu ei, uitați-vă la ea, e picturală, dar... Mă, seamănă, dar e altceva. Aia, știi el ce zic. Parcă e altceva, Mădălina, da. Nu cred că are legătură cu banii, într-adevăr. Deci covești de aproape și de departe, Mădălina Ghenea e răpitoare. Are altă aură, deci nu faptul că e doar frumoasă. Are o energie, are o vibrație. Are și energia asta italiană, știi? A crescut acolo și are energia care nu mai are legătură cu România. Așa este, e altceva. Da. Hai, mai departe. Mulțumim. Aoleu, aici cine o să fie? Aici cred că este Monica Bârlădeanu, dar e blurată. Monica Bârlădeanu. Mișto. A fost cu efect, băi. Mișto Monica Bârlădeanu. Păi da. Ne și cunoaștem pe vremuri, am fost și la ea într-o emisiune, când avea ea emisiune. Da, abia unul mi se pare. Da. Hai să mergem și pe mâna... Hai și Monica Bârlădeanu. Monica-i. Să mai schimbăm, ne jucăm. Da, hai, ne jucăm. O scoatem pe Mădălina Ghenea, cine ar fi crezut. Și rămâne și... Monica. Doamnelor și domnilor, știți despre cine e vorba. Nikita! Oh my God! Bătaie! Asta e femeia bărbat? Nu e femeia bărbat, e femeie, are copii, nu intra în discuții că nu știi unde cade. Femeia bărbat la modul că este dură ca un foarte bărbat. Foarte masculină, da, așa. Masculină, exact. Nu. Da, acum... Unii poate preferă și stilul ăsta. Da, da. Dar nu e pentru făcut mine. A un copil, deci există. Există cineva care alege, exact, și varianta cineva asta. Cineva acolo sus a iubit-o. Așa este, foarte bine. Probabil are și ea frumusețea ei. Da. Dar eu prefer frumusețea lui Monica Bârlădeanu. Ce să facem? Și cum am putea să-l condamnăm? Mergem mai departe. Ia, mai avem vreo clientă? Uite cum... Și cum se termină jocul? Că nu mi-ai zis. Rămânem la ultima când așa e? Când terminăm pozele, mă scurt. E clar, e clar. Uite, mai avem, ca să nu fii cam trist. Cam câte așa mai avem, să știu? Otilia Bilionera. Oh my God. Este frumoasă Otilia, dar Monica are și o profunzime așa. Mi se pare mai deep, Monica. Rămân pe Monica. Și observ că ție-ți plac ochii deschiși la culoare lately. Da. Să știi că eu... încerc să aleg o femeie care are și o profunzime, nu doar frumusețea asta, care ok, toate sunt frumoase. Să aibă nu și că altceva. Toate alegerile tale de lungă durată, și Mădălina, și Andreea, și Monica, au o altă aură. Au construit ceva în viața lor. Hai, exact. Mai avem? Au demonstrat că nu sunt doar frumoase. Da, dragul meu, o lăsăm pe Monica Bârlădeanu. Asta a fost. Leader of the gang. Și eu, care aveam o slăbiciune pentru blonde, am rămas cu o brunetă. Vezi cum e viața? Băi, foarte interesant. Plină de surprize. Așa este. Am pornit de la o blondă. Da. Și uite unde am ajuns. Nici nu vreau să te întreb dacă ai o iubită, ce culoare a părului este. Am o iubită și este blondă, aia e. Da. Doamnelor și domnilor, a fost un joc, să știți. Știi că dacă ne întreabă iubita, nu l-am plătit ca să zică să brunș. Așa. Hai să cântăm. Doar ne jucăm. Ce piesă cântăm? Stai înainte să cântăm, să zic așa. Să aveți un an nou fericit. Că urmează sărbătorile, bla bla bla. Să avem un an 2022 mai bun decât ăștia care au trecut. Și vreau să zic, găsiți piesa 10 păcate, că este o piesă nouă foarte pe frumoasă. YouTube. Mulțumim. Am primit multe cuvinte de laudă pentru piesa asta. O găsiți pe YouTube. Nu uitați să ne mai dați și nouă un follow acolo pe Red Parlament, Facebook și Instagram. Doru Isăroiu, Facebook și Instagram. Asta e tot. Da, să-l invităm pe Doru la locul de cântare. Am venit cu formația. Da, nu înțeleg exact ce... Nicoleta, ce faci acolo? Mi-a trecut de hărnicie. Ți-a venit de bucurie. Mi-a venit de bucurie. Da, cântă Red Parlament. De accesorii de Crăciun. Pe da. Hai să vedem. Piesa tare, s-o auzim.
ne facem de cap până la capăt cu Crina Matei. Hello! Cioc, cioc, cioc! Cioc, cioc, cioc! Primim cu... Primiți cu Colinda, cu Sorcova, cu Noapte Bună! Cu Sorcova, noi suntem plecați cu Sorcova, așa că putem să primim, te rog să iei loc. Mai avem și alți invitați de acolo, care și ei sunt bine, au gătit, nu știu exact ce le-a pus în mâncare, că este bine. La mulți ani, la mulți ani! La mulți ani, la mulți ani și ție! Ce, un minut, două, după care o să te pun la muncă, să te bucuri. Ce vreau să spun? Am un pic de treabă, eu trebuie să plec. Bine. Vorbești și eu ca televizorul 10 minute când mai zimse. Deci, și acum ce faci tu de sărbători când faci? Facem bine. Noi suntem într-o muncă permanentă. Așa, așa, așa. Așa încât și până în sărbători și acum între Crăciun și Anul Nou muncim. Așa, așa. Avem spectacole la teatru atât pentru publicul matur, dar și pentru cei mititei. Bravo. Deci, genul programului, audiență generală. Audiență generală. Am avut două spectacole foarte, foarte drăguțe pentru copii și în continuare îi așteptăm pe cei mici împreună cu părinților, bineînțeles, la teatru. Am avut Lampio și Grăuntele de Lumină pentru cei mici și Maia și Elfi, un spectacol de Crăciun, o poveste de Crăciun foarte, foarte frumoasă. Foarte frumos. Trebuia să-ți aducă ceva Moș Crăciun, pusese-și pe listă și nu ți-a adus? Eu las întotdeauna pe Moș Crăciun să-mi aducă ce vrea el să-mi aducă, pentru că dacă eu îi cer ceva și el nu mi-aduce, pe urmă noi ne certăm, ne supărăm și nu e bine. Am înțeles. Adică fă tu ce vrei că nu mă supăr, da? Că după aia reglăm noi. Reglăm noi. Știi cum e? E ca în contabilitate. Te prind eu la horn acolo. Așa, e ca în contabilitate. Facem o balanță cât să fie bine, să se echilibreze. O reglăm noi după aia, da. Această căciulă a făcut deja în conjurul redacției toată lumea. Eu am spus, deci dacă vrei să vezi, dacă vreau să știe marțienii că există viață pe pământ, o să zică, uite acolo, ceva, mișcă. Degeaba zici tu, pentru că această căciuliță m-a ajutat foarte mult ca în momentul în care ajungeam cu telescaunul în vârful pârtii să se știe că sunt eu și să fiu urmărită pe toată perioada desfășurării coborârii mele Disney pe schiuri. Și admiratori, știi? După aia știau clar unde e Crina, puteau să confunde marfa cu ambalaj. Care pe schiuri, care mai cădeam, mă mai ridicam, că nu sunt o schioare desăvârșită. O schioare, da. Hai să facem un mic karaoke, doamnelor și domnilor, ne-am gândit să ne distrăm și noi un pic, așa. Dă final de emisiune. Hai să vedem versurile și după aceea o să rog pe Crina să cânte. Dacă o să intervin și eu, sigur că da, să nu vi se spargă televizoarele. Hai să vedem și melodiile. Hai să punem și un avertisment. Așa, da, ia să vedem. Dacă o știi, ia să vedem. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai bun poate am fi, ce bucurie ar fi. Bravo, foarte bine, doamnelor și domnilor. Cum cântau niște vechi prieteni de mei de la Divertis, un fel de dom dom Perignon, dom dom Perignon. Să treci pe la casierie. Așa, așa. Nu că așa se numește. Nu e prea nici prea să găsește în România. Hai să vedem. Da, hai să vedem următoarea. Aia aici. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bravo, aici, bravo, bravo baletul. A fost foarte bine, e în regulă. Hai să mai vedem, hai că deci am trecut. Dom, să înălțăm, bravo. Uite, scrie și cine e autorul. Ce vorbești, bă, băiat? Hai, ia. Domnă, să înălțăm. Zi și tu, domnă, să înălțăm. Domnă, să înălțăm. Da, ia să vedem, da, doamnă.
da. Bravo. Ei, că tot vine Revelion, mă, și vin eu și 2022 și mergi multe la multe nunți, cântăm și să dansăm și să mâncăm. Sărmăli. Să bem. Să bem. Să bem. De băut bem și pe acasă, dar la nuntă să mâncăm sarmale și să dansăm un hor. Să bem. Să ne pupăm, să ne iubim, să ne facem de cap, să fie... Să fie ghinii, nenorociri, bă! Să fie ghinii, să nu fie rău. Da, au fost jali, băi! Da. Crina, da. Foarte bine, deci Revelionul o să fie bine. O să fie bine și o să și cântăm cu voia lui Dumnezeu. Și pentru dacă 2022, ce trebuie să aducă? În 2022 trebuie să aducă speranței noastre din suflet împlinirea visurilor și să putem să intrăm într-o normalitate. Ne-a încercat, ne-a triat, ne-a dovedit, acum trebuie să revenim. Am înțeles și acum gata, nu? Să fie gata. Da. Bine, doamnelor și domnilor, o invit pe Crina, foarte frumos ce cântăm astăzi. Da, astăzi o să cântăm o piesă cu care am fost în acest an la voi, chiar imediat după ce am lansat-o. Să mai vin o dată. Piesa se numește Ia uit-o zău, împreună cu colegii mei de la trupa Sigur că da, și cu Emi Ciobanu la acordeon. Bravo, doamnelor și domnilor, treabă serioasă, Sigur că da, Sigur că Crina. Voi mai mâncați acolo? Mai sunteți bine? A mai rămas? E bine, da? Bine că s-a filmat mai devreme, normal, că acum e totul. Da. Bravo, Nicoleta, mulțumim pentru ocazia de care am dat dovadă. Domnul Morris vine și mâine. La mulți ani, Nicoleta. La mulți ani, Crina. Să cânte Crina. La mulți ani, Cristi! La mulți ani, prieteni! La mulți ani, Nicoleta! La mulți ani! Păstrați-mi și mie ceva acolo. Păstrez, păcar un pahar cu gânduri bune. Ăsta-i. Să-i dăm drumul la Căini. Să fie. Să dăm cu banul și-am căzut eu în locul ei. Dar noi ne distrăm acum, e bine, e foarte cald. Colegul nostru Morris s-a hotărât să meargă și la circ și face cu ceapă. Să mă plimbi.
Că așa-i femeia frumoasă. Ăștia apoi te lasă. Că așa-i femeia frumoasă. Ăștia apoi te lasă. Că așa-i femeia frumoasă. Păi te iubește. Și-apoi te las. Ai, ai. Mai văzut? Mi se pare normal să plângă la micul. Doamnelor și domnilor, breaking news. Întrerupem programul pentru o știre de ultimă oră. Vă atenționăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Așa e femeia frumoasă. Te iubește, apoi te lasă. La revedere! Da, da, doamnelor și domnilor, acesta este sfârșitul. Ați înțeles? Te iubește, apoi te las. Acum, ce contează între ele e foarte bine, adică măcar să fie intens. Mulțumim, Crina! Cu mare drag să aveți un final de an minunat și multă bucurie și speranță și sănătate. Doamne ajută să ne revedem cu bine. Mulțumim foarte mult, Crina, mulțumim, Nicoleta, mulțumim, domnul Morris. Mâine o să vedem exact ce se întâmplă cu 2022. Cei mai buni specialiști în astrologie, în numerologie, oameni cu capacități de clarivizionare o să vă spună ce urmează, ce se întâmplă cu anul ăsta, plus pregătiri pentru Revelion. Daia, 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 daia. Ne vedem mâine. Toate bune! Acest